De azi înainte, aceste mașini vor fi văzute mai des pe străzile din Craiova. Desigur, la volan vor fi polițiștii comunitari. În parcurile din Craiova, aceste mașini vor apărea din ce în ce mai des. Ele vor fi conduse de polițiștii locali care vor veghea la liniște și ordine peste tot în Craiova. Poliția comunitară Craiova s-a mai dotat cu un vehicul electric acum 2 ani, tot prin programul Rabla Plus pentru vehicule electrice. Sunt niște mașini care sunt foarte utile, în primul rând pentru că este un pas înainte pentru protecția mediului, iar în al doilea rând încercăm să ne aliniem la poliție locale, poliție municipale, cum sunt constituite în țările din Uniunea Europeană, în sensul că majoritatea acestora pentru parcuri și pentru piețele pietonale folosesc astfel de mașini propulsate electric 100%. Este o mașină automată, da? Se trece din nul în drive, pe metoda obișnuită, iar pornirea este foarte lentă, silențioasă, ca la orice mașină electrică. Credeți că va fi 4 ore cu această mașină? Foarte eficientă pentru optimizarea timpului în cazul intervenției, în parcuri, sunt foarte eficiente aceste mașini. Ați condus mașina? Da. Cum merge? Super. Ce vă place la ea? Tot. Merge foarte bine, da. Fiecare mașină a costat aproximativ 9.500 de euro. Primăria Craiova a plătit 4.500. Autovehiculele au o putere a motorului de 4 kW și o autonomie de 120 de km. Fiecare este dotat cu rampă de avertizare sonoră și luminoasă. Conducerea poliției locale spune că dorește pe viitor să mai achiziționeze astfel de mașini.